Hei! Hei! Bună seara, oameni dragi! Bună seara, drag juriu! Bună seara, bună seara! Ați venit cu sănioara să ne aduceți bucurii pentru noi și pentru copii. Chiar îmi pare foarte bine să fiu astăzi alături de voi, în fața voastră. Numele meu este Antonio. Antonio Tkaci, numele complet. Să zice cum, Antonio? Tkaci, T-K-A-K-I. Trei consoane, două vocale. Tkaci? Da. E Tkaci sau Tkaci? Tkaci. 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 Antonio Tkaci? Tkaci? Da, exact. What? Cum de ne-a scăpat așa ceva? Vezi tu că Tony... No, nu ne-a zis cum îl cheamă. Nu, a ținut-o pentru scenă. Tu ne-ai ciudat, eu chiar mă mândresc cu numele ăsta, pentru că ăsta e un nume foarte vechi. Ești foarte pozitiv, frate. Eu nu sunt un Tkaș de azi de ieri, eu sunt un Tkaș din Moș Strămoș. Am avut coleg Pipi. Acum nu știu... Ba da, am avut și o coleg Pipi. Nu știu dacă Pipi. Numele ăsta are origine dacă sau origine romană. Nu știu dacă a fost vreun Tkacian Maximus sau vreun Tkacus. Un lucru e sigur, Tkaci este un nume care supersiste mult timp. Mă, pe el cheamă Tkaci, mă. Tkaci. Nu Tkaci, pe asta e Tkaci, e altceva. Tkaci. Tkaci. Dar oricum Tkaci e... Tkaci e un nume... Bă, e... Te ghidează spre stand-up. Țin pe această cale să le mulțumesc părinților mei care mi-au dat un nume frumos. Au zis că măcar prenumele să fie ok. M-au numit Antonio, doar că puteau să mă numească oricum. Puteau să mă numească și Coco Chanel. Orice nume pus după Tkaci, pute. Asta e ca și cum ai o casă din chirpici și ca să o faci mai frumoasă, îi pui în acoperiș de aur. Numele ăsta declanșează un fel de ai umor ad hoc, știi? Cine vine cu o glumă nouă cu Tkaci? Cel mai tare am avut de tras la liceu, unde aveam un profesor care, țin minte și acum, îmi spunea Tkaci. Așa îi plăcea lui să mă numească pe mine. Eu, ca să fac să înceteze treaba asta, am făcut următorul lucru. Omul făcea prezența într-o zi și a zis Tkaci, Antonio. Eu am zis, vă mulțumesc frumos de întrebare, domn profesor, m-am c*** deja. Bă, dar cum se vin cu așa ceva, mă? Vă bun. Hai. Omul n-a încetat, a doua zi a pus o întrebare, după care a zis, Tkaci, Antonio, în picioare. Și am zis, domn profesor, de obicei așezat, din picioare n-am încercat încă, de ce să vă mint? De mai ai tu, Marileno, Marileno. O perioadă a încetat cu prostiile astea, până când l-am enervat într-o zi și a strigat la mine. Mi-a zis, Tkaci, Antonio, la mine! M-a speriat un pic și a trebuit să-l corectez. I-am zis, se zice pe mine, domn profesor. De-aia n-am vrut să vin pentru vulgaritățile astea. Dă-i seama ce probleme are omul ăsta, dacă îi se întâmplă ceva. Uite, eu știu un caz adevărat. Era unul pe care îl chema Ștefan cel Mare. De cuvânt. Era unul care era vecin cu un coleg de-al meu din școală și îl chema, numele de familie ăsta era Cel Mare. Cel Mare scris legat. L-a ajutat mult în viață. De asta, dacă ăla avea un incendiu în casă, suna așa. Și numele, mă rog. Ștefan Cel Mare. Aia, mai du-te. Am o relație de 4 ani de zile și înainte... Iartă-mă, ea își dorește să devină doamna Tkaci? O să ajungem și acolo. E o problemă. După 4 ani de zile se formează niște așteptări. Trebuie să o ceri. Doar că mi-e un pic rușine cu numele ăsta să o cer. Adică eu... Acum și ea are un nume mai ciudat. Pe ea o cheamă Veverița. Nu cred! Tkaci Veverița? Antonio Tkaci Veverița? Să mă... Veverița Tkaci. Ah, e altceva. Adică ea voia ceva mai mult de la viață. Și sigur își dorea să dea peste unul care să-i dea un nume normal. Și m-a găsit pe mine. Veverița. Putem să zicem că a căzut din lac în puț sau în cazul ei din copac în fosa septică. Ok. Decât să porți până la deces numele Tkaci, poți să spui tiplimbi, tijoci. Fă o chestie uimitoare. Nu știu, du numele ăsta de la WC-ul public către atletism. Îmi imaginez cum o să arată invitațiile noastre la nuntă. Îți dai seama, familia Tkaci și Veverița vă invită la celebrarea căsătoriei. Nu sună ok. O să fie singura nuntă cu dar format din ghinde și hârtie igienică. Exact. O să vină rudele mai sărace la mine și o să spun, măi, atât am putut. Poftim de aici un pachet de șervețele și o pungă cu nuci. Dacă ai fi avut un nume ca băiatul ăsta, ți l-ai fi schimbat? Normal. Cred că ca să spăl numele ăsta de familie, singurul mod, cred că ar fi să am o carieră politică de succes. O să pot să fiu singurul candidat cu afișul, cu poza de pe afiș pe vine, cu o pădure în spate, salvați brusturi.
Și cred că asta o să fie singurul mod de a salva defrișările din România. Pentru că la noi în zonă avem o vorbă care spune așa, că miroase a rahat în pădurea de brad. Băi, și când miroase a rahat în pădurea de brad, parcă nu-ți mai vine să tai un copac. Mulțumesc frumos, am fost Antonio. Antonio, ai dat o rece.